Te salut și bine te-am găsit la o nouă prezentare. Astăzi îți prezint un nou model de releu monofazat, modelul SVP719. Rolul acestuia este să ofere protecție împotriva unei supratensiuni, unei subtensiuni, cât și la un supracurent. Vine în pachet cu o fișă tehnică în care găsim informații tehnice despre el, cu ce setări vine din fabrică și cum le putem ajusta. Rămâi până la finalul acestui video, deoarece îți voi prezenta cum să intri în aceste setări și cum le poți ajusta. Aici, în partea de jos, găsim o schemă de conectare și ce dimensiune are acesta. Releul vine împachetat și într-o folie de protecție. O voi scoate. Aici, pe partea de afișaj, mai are o folie de protecție, eu o voi dezlipi. Dacă vrei să cumperi acest releu monofazat, poți intra pe linkul din descrierea acestui video și te va duce exact pe acest produs. Acum se vede foarte bine pe afișaj, este curat, așa că nu te speria dacă găsești o folie cu impurități pe ea. Pe una din părțile laterale are câteva informații despre el. Acesta este un releu de la Sinotimer, modelul SVP719 de 63 de amperi. Releul monofazat se alimentează cu faza și nulul pe partea de sus unde are inscripționat IN sau intrare, iar ieșirea din el pe partea de jos unde are inscripționat OUT sau ieșire. Primul afișaj de sus reprezintă tensiunea măsurată în volți. Al doilea afișaj din mijloc reprezintă curentul măsurant în amperi, iar al treilea afișaj de jos reprezintă consumul de energie exprimat în kW/h. Asta înseamnă că acest releu este și un contor. De la butonul roșu poți opri sau porni ieșirea din releu. Următorul buton este pentru a intra în setări, iar cele două butoane cu săgeți sunt pentru a putea ajusta setările. În continuare îl alimentez de la o priză cu 230 V, deoarece este un releu monofazat, așa cum am spus. Apoi voi intra în partea de setări să vedem cu ce setări vine din fabrică. Eu le voi ajusta în funcție de ce am eu nevoie, apoi îl voi testa. Afișajul releului se vede puțin clipind din cauza camerei video. În realitate nu este așa. În această locație am 242 V afișați pe releu, verific și cu multimetru intrarea, apoi ieșirea. Observ că am o diferență de 2-3 V între afișajul releului și al multimetrului, dar nu este o problemă deoarece diferența este mică și fiecare măsurare depinde de acuratețea aparatului de măsură. Pentru a intra în setări se apasă butonul de set. UP sau UP reprezintă la ce supratensiune să deconecteze, vine setat la 280 V din fabrică, dar se poate ajusta între 230 și 300 de V. Apăs pe butonul SET și trec la următoarea funcție. LO reprezintă la ce subtensiune să deconecteze, vine cu 160 V și se poate ajusta între 140 și 210 V. Apăs din nou pe butonul SET pentru următoarea funcție. EL reprezintă timpul de întârziere al reconectării atunci când apare o problemă și se poate ajusta între 1 și 600 de secunde. Trec la următoarea funcție prin butonul SET. PC reprezintă la ce supracurent să deconecteze, se poate ajusta între 1 și 63 de amperi. Toate aceste funcții se pot pune și pe OFF, oprire, individual sau cum se dorește. Apăs din nou pe SET. CC reprezintă timpul de protecție la un supracurent și se poate ajusta între A1 și A20 sau OFF. EH reprezintă o valoare de protecție în kW/h,
Asta înseamnă că pot seta ca la un anumit consum de kilowatts, de exemplu 300, releul să deconecteze. Se pot seta valori între 1 și 9999 de kWh, dar funcția se poate și dezactiva dacă o punem pe off. Fac o verificare să văd dacă setările puse de mine au rămas salvate și observ că da, au rămas. Acest releu de protecție monofazat se poate pune direct pe șina Omega în tabloul electric. Pentru a ieși din setări se așteaptă câteva secunde. Îl opresc de la buton și urmează să îi conectez un consumator. Voi lua ca exemplu un fier de călcat, îl conectez pe ieșirea din releu. Voi pune și multimetrul pe releu. Cu releul oprit de la buton am tensiune doar pe intrare, pe ieșire nu. Releul se poate conecta astfel încât să protejeze doar un anumit consumator sau toate circuitele din casă. Pornesc releul de la buton. Se observă că releul a cuplat. A pornit și fierul de călcat, îmi afișează un 9,1-9,2 A și 233 de volți pe releu. Când fierul de călcat a ajuns la temperatura setată, termostatul decuplează și releul rămâne conectat. Voi scade curentul mai jos decât are nevoie fierul de călcat și vom afla ce se întâmplă. Îl las la 8,5 amperi. Se observă pe multimetru că imediat cum fierul de călcat a pornit, releul a decuplat ieșirea și nu mai alimentează fierul de călcat, deoarece acum am un supracurent detectat. Dacă și tu ai nevoie de un releu monofazat ca acesta, îl poți cumpăra de pe efire.ro sau intrând pe linkul din descrierea acestui video. Îl setez din nou la un curent mai mare, un 10 amperi. Se observă că acum fierul de călcat nu mai depășește limita de curent setată și funcționează. Te invit să accesezi acest canal de YouTube deoarece mai am și alte relee prezentate, cât și multe videotutoriale interesante. Eu îți mulțumesc că ai urmărit această prezentare, dă-i un like, o poți distribui către prietenii tăi și ne vedem la următorul video.